Astăzi s-a încheiat atelierul de lucru interinstituțional în domeniul dezvoltării conceptului apărării comprehensive și de rezistență, în cadrul căruia au participat experți naționali și internaționali cu prezentări tematice, inclusiv echipa experților în domeniul aspectelor apărării comprehensive și de rezistență din cadrul Comandamentului European al SUA. În condițiile stării de urgență, drept răspuns la multiple crize, autoritățile naționale au lansat procesul elaborării unei noi strategii de securitate națională, care să reflecte schimbările mediului de securitate, analiza riscurilor, precum și lecțiile însușite în anul 2022. Astfel, odată cu aprobarea strategiei securității naționale, se vor revizui strategia națională de apărare și strategia militară. Se vor ajusta programele și planurile în domeniul apărării. Totodată a apărut necesitatea de dezvoltare a conceptului de apărare comprehensivă, care în viitor să fie considerat ca parte a strategiei naționale de apărare. Așadar, vom examina împreună cu experții oportunitatea transpunerii acestui concept în apărare comprehensivă.